cine nu a auzit de O scrisoare pierdută, Domnul Goe, O noapte furtunoasă sau De ale carnavalului. Prin aceste opere, Ion Luca Caragiale s-a făcut remarcat și este considerat cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Ca în fiecare an, Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu a marcat data de 30 ianuarie. Bună ziua și bine ați venit la o nouă zi specială organizată de către Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. O zi care a intrat în calendarul de manifestări culturale de tradiție ale instituției noastre, o zi celebrată în parteneriat și o zi cu mult teatru. Ziua de naștere a faimosului dramaturg pe stil vechi. În alte enciclopedii apare că a fi născut fie la 1 februarie, fie la 13 februarie, respectându-se stilul nou. Noi, ca și Academia Română, am păstrat data de 30 ianuarie, deci, practic, stilul vechi ca dată oficială de naștere a lui Ion la Caragiale. Pentru că este Caragiale, trebuie să fie și teatru, deși faimosul dramaturg a fost și un important ziarist și publicist și chiar compozitor în epocă. Noi îl celebrăm în primul și în primul rând pentru contribuția lui ca dramaturg. Și astăzi avem alături de noi parteneri de tradiție a instituției. Mă refer la Liceul Tehnologic Nicolae Cioronescu și trupa sa de teatru, de tineri actori, coordonată de doamna bibliotecar Florentina Tița. Aceștia au pus în scenă piesa Căldură Mare, ce îi aparține lui Ion Luca Caragiale. Totodată, trupa de teatru Forum a Centrului Europe Direct a făcut o reprezentație Stă în puterea ta să schimbi ceva în cadrul proiectului Cetățenii Europeni și aleg reprezentanții în 2014 în mod responsabil. În pielea personajelor au intrat și elevii Liceului Tehnologic Nicolae Cioronescu.